Dacă se dorește ulterior, se pot furniza și o listă nominală a unităților de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu sau le pot spune acum. Avem școala gimnazială Tămășeni, în parte grădiniță, care e inclus și un dispensar în satul Tămășeni. Comuna Petricani are două obiective care funcționează fără autorizație, un corp de școală din satul Țolici, în același sat un centru comunitar integrat, clădirea din strada Obor, care aparține grupului sportiv școlar, din cadrul liceului cu program sportiv, Piatra Neamț, Colegiul Național Gheorghe Asachi, sală de sport, în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Cadianu, ca urmare a relocării unei grădinițe, a fost amenajat în spate și pentru care trebuia obținut autorizație de securitate la incendiu. Grădinița particulară Hristos Rege, Piatra Neamț, școala gimnazială Cordun, a fost o reabilitare a corpului din satul Pildești, școala primară Pietrosu, comuna Uniceni, școala cu clasele 1-8, comuna Văleni, școala cu clasele 1-8, sat Filioara, comuna Gapia, grădinița aparținând școlii gimnaziale Nicolae Grigorescu din comuna Gapia, sat Gapia, clubul copiilor Târgu Neamț, școala profesională Oglinz, comuna Răucești, școala gimnazială Iulia Hlăucescu, care are un corp de grădiniță, care funcționează fără autorizație, școala primară Elisei Piatra Neamț, aparținând bisericii pentecostale, școala gimnazială Nicolae Apostol, comuna Ruginoasa, grădinița cu program de prelungiri numărul 2, corp de orașul Târgu Neamț. Dintre cele 18 obiective, școala gimnazială Tămășeni și liceul cu program sportiv au să mențină această listă de o perioadă destul de lungă de timp, cred că aproximativ 6-7 ani. Încercăm în fiecare an să acordăm asistență tehnică în ceea ce privește obținerea acestei autorizații și este primul an în care aplicăm și amenzi contravenționale. Până în 2024 am încercat să ne axăm mai mult pe partea de asistență tehnică. Aceste sancțiuni au fost aplicate nu conducerii sau nu unităților de învățământ, ci autorităților publice locale care sunt proprietari ai acestor construcții și au puterea efectivă de a duce la îndeplinire această sarcină.